Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată, ne ajungi și la ultima întâlnire din acest an. Tradițional, la intersecție de ani, se cuvine să venim cu niște bilanțuri. Noi cu dumneavoastră, stimați și dragii noștri telespectatori, am fost împreună cu mici excepții, cam de două ori pe săptămână. Dumneavoastră, răbdători și cu minți, în fața ecranelor, noi, la rândul nostru, cu o străduință de a vă răsplăti răbdarea cu teme, în primul și în primul rând, utile, apoi necesare și interesante. În viziunea noastră. E mult sau puțin acest spațiu? Ne-am dorit, desigur, ca aceste întâlniri să fie mai frecvente, dar în același timp, dându-ne seama că în afară de noi aveți și alte preocupări, ne-am limitat la atât. Cu ce am mai venit în casele dumneavoastră? În primul rând, cu stimă și sinceritate, cu maximă obiectivitate și indulgență. Și dacă uneori ne reușea acest lucru, mai bine, iar alteori mai puțin bine, vă rugăm să ne credeți, că oricum o făceam cu căldură și dăruire pentru dumneavoastră. Dovadă poate servi și emisiunea de astăzi, la care participă Dumitru Constandachi, președintele Uniunii Meșterilor Populari din Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Irina Ropot, consultant media al Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, realizatoarea emisiunii Tezaur. Bună seara și bine ați venit la noi în emisiune! Și Ivan Prividiuc, meșter popular, olar, pictor, ceramist. Здравствуйте! Добрый вечер! Спасибо, что пришли к нам, потому что сегодня, я так поняла, был такой насыщенный день. Хороший день. Хороший день был. Mi-am propus astăzi, ținând cont de evenimentul care s-a întâmplat, a avut loc la Palatul Republicii. Este vorba de expoziția Iar Maroc cu genericul Cele mai frumoase sărbători acasă în Moldova, organizat la inițiativa președintelui Republicii Moldova, să vorbim despre tradițiile noastre, despre meșterii populari, despre această îndeletnicire care este atât de frumoasă la moldoveni și trebuie păstrată cu sfințenie. Și tinerii de la noi din Republica Moldova trebuie să învețe de la cei care o dețin acest meșteșugărit destul de bine, să învețe și să continue acest lucru pentru a nu uita niște lucruri foarte frumoase care ne duc faima peste hotare. Doamna Ropot, probabil nu-mi dați să mint aici că moldovenii în străinătate când ajung și merg cu cadourile acestea, ele sunt la cel mai înalt preț. La sigur, noi pătrundem peste hotare prin meșteșuguri, prin tradiții, prin cultura noastră, fiindcă la noi încă s-au păstrat multe meșteșuguri, multe dansuri, multe obiceiuri. În Europa deja multe s-au pierdut, de aceea noi suntem prețioși, noi suntem valoroși prin ceea ce am reușit să păstrăm. Dar vom fi în top, vom fi prețuiți dacă vom păstra și vom transmite. Tocmai ceea ce face Uniunea Meșterilor Populari cu întreaga familie de meșteri, domnul Constandachi de 4 ani, știu că muncește în acest domeniu, se străduie, organizează masterclass-uri, școli de vară, construiește de fiecare dată în echipele de meșteri, include câțiva tineri, că eu, ca realizatoare a emisiunii Tezaur, mergeam, filmam și de fiecare dată m-am convins că dumnealor sunt interesați ca să transmită meșteșugul. Domnul Constandachi, astăzi v-am văzut acolo în mijlocul evenimentului și erați fericit. Da, da. De eu, ce? Domnul Constandachi, vreau să zic că am fost și eu la Palatul Republicii și primul lucru, bine că am venit așa, fără ca să anunț pe nimeni cine era organizator, și m-am apropiat de cineva, zic, dar cine aici este organizator? Ei, domnul Constandachi, vezi că este pe aici când se uită, ne urmărește. Deci am rămas impresionată de tot ce am văzut. Am văzut niște lucrări extraordinare, niște oameni cu o valoare și cu o verticalitate și niște oameni bogați sufletește. Asta ne trebuie nouă, să păstrăm tot bogăția aceasta. Cum reușiți să-i mențineți și să-i promovați? Păi să o luăm de la capăt. Uh-huh. Adică astăzi, pentru meșterii populari din întreaga țară, a fost un eveniment de o anvergură deosebită, o sărbătoare de suflet pentru cei 40 și ceva de meșteri care au participat la acest târg de Crăciun. Uh-huh. Și culmea evenimentului a fost atunci când președintele țării, excelența sa, Igor Dodon, a găsit de cuvință să răsplătească
meritele meșterilor care de zeci de ani s-au străduit și se străduiesc să păstreze tradiția populară, să păstreze tezaurul uman viu care îl avem noi de la sudul Moldovei și până la nord în diverse sate, anume acești meșteri vin din localități concrete de unde au preluat de la bunei, de la părinți, la rândul său, lor, ei au deja elevi și transmit mai departe acesta. Dar dintre cei 40 de meșteri prezenți la acest târg de Crăciun, 19 meșteri au fost decorați cu meritul meșter Faur. Și cum s-a vorbit la 19 meșteri, printre care doamna Parascovia Secrieru, o meșteriță deosebită, s-a învrednicit de meritul civic. Da, vreau să zic că dumneai, îmi permiteți să vă întrerup aici, nu doar este meșteriță, este și lector la universitate, pentru că mi-a fost mie profesoară. Eu am avut ore cu dumneai și am învățat foarte multe lucruri frumoase. Și mai este coautorul manualului educației tehnologică. Asta toată lumea trebuie să știe, pentru că acești oameni trebuie ținuți, nu știu, în palm, ei trebuie de la ei absorbit toată bogăția care și cei 19 care au fost premiați, cu siguranță. Fiecare, mi-aș propune câte o emisiune, un ciclu de emisiuni, fiecare din ei, să vedem ce face. Ei toți au fost deja eroi emisiunii Tezaur. Adică noi i-am identificat, i-am promovat împreună cu Uniunea, cu domnul Constandache. Am fost la fiecare acasă, i-am filmat, i-am susținut și ei atât de mult au așteptat această zi, da? Ca să fie, să primească acest titlu de meșter Faur, fiindcă am înțeles că e o onoare, o mare onoare și totodată este un mic suport material la pensie. Da, și asta e important pentru meșteri. Da, îmi cer scuze, continuați. Dar regie, vă rog frumos că noi avem video de la acest eveniment și să reamintim telespectatorilor, cei care nu au văzut știrile, să puneți pe fondalul, noi vom vorbi. Unde meșterii erau atât de emoționați de faptul că totuși cineva s-a întors cu fața spre dânsii și le-a apreciat meritele. Ne uitam la... Putem să-i nominalizez pe unii din trânșe. Cum ar fi, spre exemplu, meșterul lutier Ion Borș, are 83 de ani. A confecționat peste 400 de cobze și a restaurat mai mult de 250. Și tot mă suna pe parcursul anului: domn Constandache, când va fi ziua când eu voi fi deținătorul titlului de meșter Faur? Și astăzi toți erau deosebit de mulțumiți. Și dumnealui e modest, soție telefona, zici că mă tem că soțul meu nu o să ajungă să fie meșter Faur, da? Dar dincolo de toate acestea, majoritatea meșterilor, cum ați menționat și dumneavoastră, de doamna Parascovia Secrieru, au scris anumite cărți, îndrumare, ghiduri pe marginea meșteșugului pe care îl promovează. Asta pentru asta a explica tinerei generații, a transmite unele secrete așa de bună voie, a da celor care sunt setoși să cunoască și să știe cum se dezvoltă meșteșugul popular, cum meșterița pe parcursul a 10-10 de ani adunând experiență, până la urmă această experiență nu ia cu dânsa. O transmite și o lasă posterității, o lasă iarăși tinere generație. Cel mai important și la acest eveniment, pe tot parcursul zilei s-au petrecut 5 master clasuri la prelucrare, pe împletituri în fibre vegetale, în prelucrarea lemnului, și la roata olarului. Era coadă, stăteau foarte mulți. Da. A fost un eveniment foarte bine organizat și foarte bine pus la punct sub toate aspectele. Spuneți-mi, vă rog, iată, eu m-am apropiat astăzi de o doamnă care avea multe ii și covoare țesute. Dumneiei este de la nordul Moldovei, da? Din câte stătea așa. Este vorba de Parascovia Pasat. Așa, da. Dumnezeu a venit cu temperatură și cu atâta e devotată lumea aceasta meșteșugului pe care îl...
Da, această doamnă a fost, am invitat-o și cu, la acest eveniment și totodată s-a învrednicit de diploma cel mai bun meșteșugar a genului. De această trăistuță este de la Parascovia Păsat. Da? Așa s-o arătați. Pentru anul 2017 a fost cel mai bun meșteșugar a genului în țesutul tradițional. Așa. Este o meșteriță care țese covoare și lână o vopsește cu coloranți naturali. Nu folosește lucruri de chimie, de altceva. Uh-huh. Totuși, asta era desigur, se va învrednici și dumneavoastră la anul viitor sau peste un an de titlul de deținător a titlului onorific Meșterhauer. Uh-huh. Am înțeles. Și ați mai zis că din 19 mai intenționat să mai nominalizați pe cineva. Haideți atunci, până вы mai aduceți aminte, vorbim cu domnul Привидюк. Скажите, пожалуйста, у вас, я так понимаю, специфическая техника, и она единственная в нашей стране, да? В чем она состоит и как для вас эта сегодняшняя встреча, сегодняшний вот тырг де каритате повлиял и как вы это чувствуете? Ну, это на самом деле это очень уникальная технология, технология молочной керамики. То есть после первого обжига на 1000 градусов еще окунается в молоко домашнее, и потом еще проводится один обжиг. И, то есть, молоко забивает поры все, и при обжиге жиры, находящиеся в молоке, они запекаются и превращаются в активированный уголь. И на самом деле вкус пищи, вкус воды или других напитков меняется в другую сторону. Да. И вы кому-то передаете вот ваше все это богатство, которое вы знаете, ваши знания, ваши... Да, передаю, секретов нет, и есть документальные материалы. Я видела очень много в интернете. Приезжают ко мне и детишки из Тагатинской школы ко мне приезжали, из Кишинева приезжают со школ на мастер-классы. Я пошел немного даже дальше. У меня гончарный круг не маленький электрический, я сделал по технологии старинной деревянный гончарный круг. Показываю детям этот круг, как он работает, они сами пробуют. Вытащил материалы по трипольской культуре, которая развивалась 3-5 тысячелетия до нашей эры. Знаки, символы трипольские, это все показываю детишкам. Это обереги, это знак богатства, это символ победы, символ свободы. И это все интересно. И я скажу больше, что когда проводится мастер-класс, то телефоны не работают. Угу. Никто не в телефонах. То есть нету надобности. Нет надобности. Им так интересно, что они полностью окунаются в вашу магию. Конечно, лепят что-то из глины, магнитики, там, каких-то собачек, что-то, вот что я показываю, колокольчики. Вот, за гончарным кругом садятся. Даю возможность пятерым пробуют все. Вот пять детишек, вот они хотят все попробовать. А потом уже всем классом. Там бывает 15, 20, 25 человек было один раз. Это очень сложно, конечно, с детишками. Там энергии много. Но все 25 человек разрисовывали эту вазу. Писали что-то, рисовали сердечки, какие-то поздравления. Потом эти вазы изготавливали. Я изготавливал, обжигал и передавал в школу. И каждый имел свой сувенир. И это на самом деле они же пишут там свое имя. И когда получают готовый магнитик, готовую собачку со своим именем, это для них шок на самом деле. Сделали своими руками. Eu am să spun acum ca să mă exprim mai bine și să mă înțeleagă și telespectatorii. Nu vă pare atunci dumneavoastră, doamna Ropot, că așa niște activități și dumneavoastră, domnul Constantin, că trebuie să fie introduse în școală și fiecare, în ciclul primar. De ce spun acum? Că eu știu foarte multe despre dezvoltarea tactilă, a musculaturii fine a mâinii, cât de mult dezvoltă creierul și circumvoluțiunile copiilor. Această activitate ne-ar da o posibilitate de a dezvolta și la grădiniță și în ciclul primar copiii într-o obiectiv pe care ne-l dorim noi. De ce nu se introduce în școli lucrul acesta? După cum ați menționat și dumneavoastră mai înainte, că această carte îndrumar tehnologic pentru, atât pentru școală cât și pentru grădinițe a fost elaborat încă aproape vreo 10 ani în urmă.
Și atunci era în școală educația tehnologică o oră. Pe urmă, din lipsă probabil de cadre sau eu știu din care motive, și această oră, nu știu de ce a dispărut. Noi am propus că o oră este puțin. Bine ar fi să fie măcar două ore în săptămână. Da. Și atunci, în aceste două ore, s-ar putea de transmis mai multe, fiindcă prin meșteșugul popular, pe copil, îl înveți nu numai tradiția, dar îl înveți să confecționeze ceva cu mâna. Și pe lângă asta toate, răbdare, voință, da, 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 perseverență, sunt atâtea lucruri pe care am putea să... Și în același moment îi transmis și cunoștințe practice și abilități practice, dar și cunoștințe teoretice, care ține de istorie, de etnografie, de tradiții și mai ales fetițele au nevoie, fiindcă asta este ceea ce pe urmă foarte mult le ajută în viață. Da, exact. Asta vreau să spun personal despre mine. Mama, bunica mea m-a învățat să croșetez, să împletesc, să țes, de toate știu. Și asta mie îmi pare că o mare parte din tineretul din ziua de azi, bine că eu sunt mai un pic mai din 77. Dar acum tineretul să-l întreb dacă poți să ții o croșetă sau... Nu știu. Avem un tineret foarte bun. Vreau să spun că totul depinde de profesor și de părinți. Dacă le permit. Eu am fost la liceul Mihai Eminescu din Fălești. Să știți, m-a impresionat atât de mult cum 30 de fetițe brodează, singure își brodează ei, asta numai la lecțiile de muncă. Vorbiți în mase? Acum vorbesc despre învățământul în mase. Învățăm în despre mase. Tot, atunci tot mai știu tineretul. Și la alte licee. Tineretul pur și simplu trebuie un pic direcționat și nu de criticat, dar de atras. Iată, eu știu că Ivan Prevediuc a crescut în ochii mei. În ultimii 4-5 ani face aceste vase. Mai înainte nu avea. El când a descoperit, mă telefonează, Irina, să vedeți ce descoperire. O să veniți la Iurceni, că acolo o să aduc primele vase. Eu nu pricepeam și când le-am văzut, da, într-adevăr, le-am postat pe Facebook. Toți se întrebau de unde, cât costă. Asemenea vase am văzut numai la bunica mea. Toate oalele erau legate. Și dumnealui este înconjurat de copii. Veșnic este înconjurat de copii. Chiar mi-a spus, haideți să facem o emisiune. Eu cu copiii, așa, eu pe gratis îi învăț, îi pun să simtă cu mânuțele lor, fiindcă ei sunt curioși. Și vreau să spun că lecții de ceramică este la Iurceni, unde chiar au lecții de ceramică. Este la Ciorești, Hocinești. La Hocinești, da. Apropo, știți de ce am adus acest clopoțel? Da, ne spuneți. Da. Știu că am imaginat de ce, dar... Este confecționat de frații Scutelnic, Ruslan și Lilian Scutelnic. Este simbolul căsuței Olarului. Vedeți casa Olarului. Și noi suntem, noi toată familia Uniunii, toată Uniunea Meșterilor Populari, toată familia de meșteri și de prieteni ai casei Olarului, Vasile Conciar, suntem alături de el, îl susținem și vrem ca cât mai degrabă Vasilica Gonciar să se întoarcă sănătos acasă. Da, istoria la tratament, da. Feciorului domnului Gonciar. O să transmit aceasta la Casa Olarului din Hocinești și știu că copiii de acolo tot așteaptă ca să meargă să învețe a confecționa. Îi dorim sănătate și cred eu că asta îl va încuraja, că nimeni n-a uitat și toți suntem cu sufletul alături de acest copil minunat. Adevărat. Și domnul Costandache are niște elevi pe care îi învață. Da, domnul Costandache, vreau să zic și ca să știe, telespectatorii că dumneavoastră sunteți maestru în arta ciopitului în lemn și fondatorul Școlii de Arte și Meserii Meșterul Manole. Da, această idee de a crea o școală de arte și meșteșuguri a apărut încă în anii 94-95, când eram la o expoziție a meșterilor populari, cioplitorii în lemn, și majoritatea meșterilor, deja mulți dintre înșii se duși în lumea celor drepți și fără elevi, și zic, dacă mai scăpăm vreo 2-3 ani, arta cioplitului în lemn, și anume crestatul ornamentului geometric, practic îl pierdem din areal. Și mi-am pus scopul și în 2-3 ani am lucrat asupra acestei idei și în 98 a secolului trecut mi-am deschis Școala de Arte și Meșteșuguri Meșterul Manole, a activat 9 ani de zile. La moment, activitatea este suspendată
sunt acolo niște momente, dar am educat peste 40 ceva de elevi care activează atât în Moldova, cât și în foarte multe țări ale lumii, și anume profesează sculptura artistică a lemnului, execută mobilier, execută ornamentul geometric, care în cultura și tradiția noastră populară este de peste 4-600 de ani, care am preluat-o modelele, simbolurile de la mănăstirile din Bucovina, de la curțile domnești, de la castelurile regilor. Am cules acestea și l-am adus aici din nou pe arealul nostru. Dumnealui a executat în lemn toate elementele din lemn de la Mănăstirea Căpriana. Aoleu, ce frumos! Pare niște opere de artă în lemn. Ce frumos! Și totuși aș vrea aici, domnul Constandache, să atingem și o strună mai dureroasă. Iată, vorbesc despre lucruri reale, nu departe ne ducem. Poate mai departe în sate e ceea ce dumneavoastră vorbiți, că stau copiii și lucrează, este. Dar eu spun despre suburbii. Să zicem, Sângera, Durlești, nu există la Casa de Cultură cercuri unde să vină copiii să nu meargă să stea pe internet, să nu meargă să stea în barul și nu știu unde, să lucreze, iată, în lut, în lemn, să croșeteze, să facă alte activități. Despre aceasta ziceam. La noi acum problema este cum să ne ocupăm copiii. Sportul să-l dezvoltăm, ca să fie ei antrenați în activități sportive și aceste arta meșteșugăritului, ca să poată fi transmisă. Aproape în fiecare raion a țării se petrec târguri și expoziții de diverse, că e hramul orașului, că e o sărbătoare locală. Și permanent vorbim cu administrația publică locală și le dăm aceste idei, că Uniunea Meșterilor Populari și unii meșteri foarte bine pregătiți și au cu ce, suntem gata, vrem să vă ajutăm, dar vreau ca inițiativa să vină de la dumneavoastră. Puneți-ne la dispoziție două, trei săli. Noi vă aducem un meșter, îl ținem acolo o lună, două, până vă pregătește un specialist local. Și apoi, pe urmă, totul asta se face doar pentru a transmite tinere generația. Și deci sunteți gata să colucrați gata în cazul în care administrația publică locală dacă are interes și are vine interes, cu propunerea, da, creată noi câteva ore, puteți să ne oferiți. După aceea poate îndrăgește vreun copil și preia această... Am vorbit și la Orhei, și la Ialoveni, și la Nisporeni, și la Ungheni, la Iurceni, anume despre asta, că noi suntem mari meșteri, consacrați, cu laurii pe cap, dar tot ce am acumulat trebuie să transmitem. Corect. Cât mai grabnic, cât mai repede, cu atât mai bine. Nouă, cu atât mai bine țării. Deci înseamnă că acum putem face un apel către toți primarii de sate și chiar să luăm suburbiile, da? Pentru că fac o emisiune ce ține de activitatea suburbilor. Haideți să organizăm ca cei care sunt viitorul țării să aibă ce transmite mai departe, să aibă ce duce. Da, noi suntem gata să conlucrăm, să-i ajutăm, chiar începând cu 2-3 ianuarie. Nu lăsăm pentru anul viitor. Chiar deodată după vacanțe ne apucăm de lucru. Da, nu să se dorească. Chiar am să merg în celelalte suburbi și am să întreb de ce nu se dorește acest lucru și facem legătura. Eu vă telefonez. Dacă îmi permiteți, iau acest ulcior. Господин Привидюк, вот я вижу здесь есть какие-то узоры. Вот мы говорили о том, что se păstrează această transmitere a semnelor sau formelor care se pictează, se trag pe aceste. Mă разговаривает. Как вы утилизать эти семьи? Ну, это опять же, вот наверху вот эта полоска и такие полукруги. Если без точек, это символ матери, вот в трипольской культуре. Если с точкой, это уже туча, это дождь. Вот веточка, это плодородие, символ плодородия. Вот внизу треугольники, это горы. То есть и очень много символов на самом деле вот в этой культуре. И когда не было дождя, вот люди тогда рисовали, декорировали на кувшинах вот такими тучами, просили у бога воды, дождя. И также бог охоты, очень много. То есть это не простые символы, вы придерживаетесь каким-то... Именно что не просто рисунки, а все-таки
каждый орнамент, он имеет смысл. Раньше украшали в основном, ну, красиво, некрасиво. Но на самом деле со смыслом, все это со смыслом. И это старые тысячелетние символы, и, конечно же, они работают. Ну, как говорят, я не знаю, работают, не работают, но... Ну, какая-то сила есть у них, да, вы правы здесь, я в это тоже верю. Doamna Ropot, spuneți-ne, vă rog, în toată experiența bogată pe care dumneavoastră ați avut-o și în discuții cu meșterii și în, iată, în organizarea diferitor evenimente dedicate, ce ați simțit dumneavoastră, de ce au nevoie până la urmă meșterii, iată, în... De acum, în 2018. Noastră. Meșterii trebuie să simtă că ei sunt utili, că lumea se interesează de ceea ce fac, ca să fie apreciați. Sincer, ceea ce am observat în ultimii 4-5 ani s-au dezvoltat vertiginos meșteșugurile, odată cu primul, al doilea, al treilea, de acum a fost a cincea ediție a festivalului IEI, deja a Portului Popular, odată cu vinerea la Ministerul Culturii a doamnei Monica Babuc, dumneai susține meșteșugurile și... Covorul pare, a fost da, promovat. Festival, odată, da, scoarța noastră a fost inclusă în patrimoniul cultural UNESCO. Asta e foarte important și în 2019 va fi înaintat dosarul cu IA. Aveți o IA, apropo, da. Foarte frumoasă. Asta este IA mea. Este confecționată de meșterița și, de fapt, tot este colega doamnei secrieru, doamna Antonina Rusu. Tot a fost autor de manuale, adică este dumneiei să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, dumneiei m-a întrebat ce vreau eu să fie. Zic, o ie personalizată. Mi-am ales ața, mi-am ales, eu sunt în zodia racului, de, aici, de aceea încrețul este în apă, sunt niște valuri. Îmi plac culorile acestea, eu sunt de la nordul Moldovei, la noi se poartă, suntem coborâți din Carpați, de aceea culoarea albastră îmi place. Aici este simbolul, sunt drumuri bune, vedeți, cu floricele. Deci totul are un sens, așa cum a zis domnul Priviciu. Ca să mă ocrotească, domnul, da. Eu mă simt bine în ea, așa că doamna Antonina Rusu, mulțumesc încă o dată. Sigur că i-am plătit meșteriții, am întrebat-o cât a lucrat. A calculat orele și i-am plătit pentru fiecare oră, știți? Dar cum considerați, aici, dacă ați atins tema plăților, cum considerați? Unii meșteri, unora li se spune că pun prețuri exagerate la lucrările sale. Alții meșteri transmit lucrările acestea peste hotare și sunt cu mult mai bine plătiți. Ce se întâmplă la capitolul prețuri? Cum putem să... Nu sunt exagerate. Oamenii noștri, știți cât s-a muncit la această ei, jumătate de an. Dumnezeu a calculat câte ore, sigur că nu de dimineață până seara, dar a calculat câte 3 ore pe zi și când i-am plătit, i-a spus că în sfârșit o să-mi plătesc datoriile la căldură, fiindcă era într-o toamnă și ea avea datorii și temea că nu o să fie conectată. Adică eu eram fericită că poate o reduci. Nu, doamna Antonina. Atâta, dacă vreți. Dacă nu, nu iau ei ea. Da, așa că asta e. Vreau să vă zic și eu am o ei de la Străbunica și chiar acum îmi pare rău că eu astăzi am aflat de eveniment mai târziu, dar m-am îmbrăcat și eu în ei. Avea să fim ambele în ei. Și aici, pentru că meșterii populari nu trebuie să fie modești, vreau să ne prezentați ce aveți pe masă, că sunt niște pălării și este o activitate pe care dumneavoastră iarăși unicat o realizați. Eu sunt foarte curioasă, de ce tot încerc. Ca să știți că am încercat și să fac ceramică. Așa, la meșteri am încercat și mi s-au rost toate unghiile. E foarte greu. Nu știu cum lucrați atâta. E foarte greu de făcut ceramică. Vă spun sincer, mai ales pentru o femeie. De-aia, domnul Priviciu, ține mâinile că... Dar m-am îndrăgostit. De brodat pot. Deja știu, în orice caz am despre brodat. Dar am spus că m-am îndrăgostit de cum am pășit pragul la doamna Ala Rusu, meșteriță populară care creează tablouri din lână. Un pic păsărește.
cu aci speciale, dar mie deodată mi s-au aprins ochii, am văzut cum se fac floricele și m-am gândit că eu o să-mi fac pipălării, o să-mi fac fulare pe mătasă, o să fac altceva, adică fac și tablouri. Am realizat ceva, dar doar pentru cadouri, așa, celor apropiați. Domnul Costandache astăzi prima dată a văzut. Acum și o să-mi spună că asta nu-i tradițional. Deja asta după emisiune o să vă spun aici. Dar vreau să vă spun că mie mi-a plăcut. Asta a fost prima lucrare. Am rupt vreo 7 ace, dar mi-a reușit. Și acum toate pălăriile mele sunt ornamentate, adică personalizate și... Îmi place. Așa că sunt discipula doamnei Ala Rusu. Am înțeles. Să mai atingem niște strune iarăși mai dureroase, așa. Domnul Constandache, meșterii populari care sunt înscriși la Uniunea Meșterilor Populari, da, ca fiind membri, primesc în afară de tot ce aici organizați, de suportul psihologic, de tot. Și vă adresați statului pentru niște în situația doamnei care a, din cauza niște neajunsuri, nu putea să-și achite factura de energie electrică. Niște ajutoare, niște susțineri, niște... Din păcate, doar administrația publică centrală, în cazul dat concret, este vorba de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ne acordă anual 4, 6, 8 proiecte culturale. Așa ar fi în sumă de între 10, 15, 20 de mii de lei. Și acești bani merg la târgurile de specialitate pe care noi le organizăm. Fie vorba de ceramică, prelucrarea lemnului, țesut, port popular, și aceștia merg la primile destinate pentru meșteri. Desigur că meșterul se hrănește doar din ceea ce confecționează, din puținul celor care îl confecționează și reușește la târguri și expoziții, la festivaluri să-l realizeze. El din asta trăiește, din asta își procură materia primă, își modernizează, reutilizează atelierul cu obiecte scule mai moderne, mai ca să fie lucru mai, un pic mai ușor. Oare dar îmi pare că nu-i prea ajunge. Dar nu-i ajunge. Au fost niște lucruri eronate vorbite despre noi că mai ne aducem milioane de euro la bugetul de stat. Nu este nimic adevărat, am mai spus-o și în alte emisiuni. Dar... Desigur că am vrea ca să avem un suport. Eu nu știu cum s-ar putea de obținut asta de la asta, fiindcă dacă nu va veni acest suport din partea statului, probabil unele genuri din arta populară tradițională riscăm să le pierdem. Dacă ceramiștii și olarii încă o duc foarte bine, fiindcă lutul este ieftin și un produs de ăsta, adică nu se face chiar atât de greu. Pe când se execuți o ie, să țești un covor jumătate de an și materia primă este scumpă, atunci nu știu cum să ieșim de unele. Avem iarăși un loc la care trebuie să lucrăm foarte mult. Este vorba de meșterii care execută instrumente muzicale. Iată, dacă se duce domnul Borș, să-i dea domnul sănătate, are 83 de ani, nu avem un meșter tânăr bun ca să construiască cobzile pentru următorii interpreți din orchestre, următorii școlari de la Ștefan Neaga sau de la conservatoriu sau de la Academia de Arte, ca să... Deja ducându-se în lumea celor drepți Lubomir Iorga, a luat cu dânsul toate secretele și nimeni acum nu mai confecționează ocarine. Extraordinar. Confecționează, dar să plecați peste hotare. Am întâlnit un meșter de la Ieloveni și niște ocarine perfecte. Eu știam la Sud, la Cahul, cineva care confecționa viori.
Ce se mai aude? Nu este membra. Nu, este la Cimișlia dinastia Dron. Da, da, da. Dar nu mai confecționează viuri. Deci ar trebui totuși o susținere, o atitudine. O susținere, chiar o atitudine destul de serioasă. Trebuie să ne gândim, iarăși, dacă noi lansăm ideea în eter direct, poate cineva totuși va auzi și ne va propune ceva. Noi avem ce propune, dar cumva să încercăm să colaborăm pentru a salva genul, pentru a ajuta meșterii și ajutându-i totodată ei îi vor învăța pe cei tineri. Da, la ceea ce am început emisiunea, că asta este scopul nostru. Și pentru că suntem pe final de emisiune, vreau de la fiecare dintre dumneavoastră ca să înviorăm un pic, să felicităm și dumneavoastră, și dumneavoastră, doamna Ropot, și dumneavoastră, domnul Constandachi, telespectatorii cu sărbătorile care vin și să ne luăm rămas bun. Ну, я хотел бы всех наших друзей, всех наших жителей нашей страны поздравить с наступающим Новым годом и пожелать им ярко, красочно, позитивного настроения на Новый год и на весь следующий год. Спасибо большое. Да, давно работаю. Да, дорогие мои, vreau ca noi să învățăm cât mai mult de la meșterii populari. Ori meșterii sunt atât de bogați sufletește, ei nu au mare careturi, dar au sufletul bogat, ei lucrează mult și vor să ne dăruie tot ceea ce este frumos. Deci vă îndemn pe toți să învățăm cât mai mult de la meșterii noștri populari, să-i susținem, să le apreciem munca, să cumpărăm obiectele, să nu cumpărăm chiciuri la anul nou, să cumpărăm obiecte ale meșterilor populari. Vă asigur că este o energie pozitivă și bucurie în fiecare zi în casa noastră. Da, mulțumesc. La mulți ani. La mulți ani. Și domnul Constandachi, vă rog. Desigur că și eu din nou vreau să mulțumesc pentru gestul de astăzi care s-a făcut în cadrul acestui târg și mulți meșteri astăzi au prins la curaj și se vor deschide sufletele pentru a lucra mai bine, că au înțeles că cineva s-a plecat asupra lor și le-a înțeles năzuința și străduința. Stimați prieteni, stimați colegi, vreau să vă felicit cu sărbătorile de Crăciun și suntem în prag de anul nou. Să fiți sănătoși, mai fericit de om decât omul care creează, nu este om pe pământ. Să creați atâta cât puteți, să dați din dumneavoastră tot ce aveți mai bun și mai frumos, pentru că în felul ăsta tradiția noastră populară va dăinui. Dar telespectatorilor le zic să fiți sănătoși și la mulți ani. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă doresc cât mai mulți tineri ca să vină la dumneavoastră, domnul Previduc, acolo unde faceți aceste lucrări extraordinare. Dumneavoastră succes în realizarea emisiunilor și dumneavoastră să fiți auziți și tot ce ați vorbit astăzi să neapărat să prindă contur și să avem colaborări frumoase. Doamnelor și domnilor, suntem în ajunul sărbătorilor și vreau și eu să vă doresc să fim mai înțelegători unul față de altul, să nu ne dușmănim, să zâmbim unul altuia și să fim mai buni. Să ne gândim la cei la care le este mai trist ca noi, pentru că să zâmbească și ei. Eu vă mulțumesc pentru atenție în acest an, vă doresc la mulți ani, un an nou mult mai bun decât 2017 și ne vedem la anul marți și vineri la 19:00 la emisiunea Noi despre Noi.